vor să-și înceapă o afacere proprie sau vor să meargă la o facultate, dar nu fără un certificat care să ateste ce au învățat pe parcursul celor 4 ani. Este vorba de elevii de la Liceul Tehnologic Dr. Ian Șenchea. Astăzi ei au prezentat un proiect în urma căruia au devenit tehnicieni în turism sau în economie. După cum bine știți, săptămâna trecută s-au încheiat cursurile pentru clasele terminale de clasa 12-a. Și începând de astăzi, susțin examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4. Certificatele permite să fie să deschidă o afacere în domeniu, sunt care sunt interesați, ales clasa de turism, fie să continuă învățământul superior în momentul când au promovat examenul de bacalaureat, pot să continue școala post-liceală, chiar dacă nu au promovat sau nu s-au înscris la examenul de bacalaureat. Și nu în ultimul rând, se pot integra pe piața muncii, fiindcă, slavă Domnului, anul acesta avem ofertă foarte bogată de locuri de muncă. Elevii au avut emoții, dar până la urmă s-au descurcat foarte bine. Am o afacere de familie și chiar dacă nu o să merg mai departe pe profilul ăsta la facultate, o să țin contabilitatea familiei. Proba atestatului, eu am tema obiecte de inventar, de contabilitate. Pentru turism. Pentru diploma de atestare tehnică în turism. Ce prezinți? Politica de promovare. Și în ce constă? Zine câteva puncte. Păi se referă la cum promovăm pachet turistic, preț, merg la facultate și... Turism? Da, turism. Și cum provin dintr-un sat mai cu o atracție turistică, Ungra. Este un sat săsesc. Mi-aș dori să deschid o afacere acolo, o pensiune turistică. Testarea are loc la nivelul claselor a 12-a, pentru nivelul de calificare 4. Asta înseamnă tehnician în activități economice pentru cei care termină contabilitate și tehnician în turism pentru cei care termină profilul turism. Deci diploma este, așa cum am spus, nivel 4 de calificare și la fiecare este tehnician în activități economice sau tehnician în turism. De prezentarea elevilor a rămas plăcut surprinsă Carmen Schuster, cea care conduce Asociația Pro-Turist Țara Făgărașului. Și proiectele și copiii mi se par foarte interesante. Ceea ce m-a interesat foarte mult a fost să văd cumva care este profilul acestor copii, ce au învățat și în ce direcție își îndreaptă gândirea. Ori să știți că a fost o experiență foarte bună. De ce? Pentru că orientarea lor este internațională, acest lucru este important, știu engleza, cel puțin în cazul unde am asistat eu. Doi, este o orientare care își dă seama de importanța mediilor sociale și mai ales a marketingului online. Și cred că acest aspect este de viitor, este demn de menționat și sunt sigur pe ei și știu pe ce se bazează, inclusiv cum comunică cu clienții, dar și cu comisia în cazul nostru. Președintele Asociației Pro-Turism împreună cu reprezentanții Liceului Șenchea își doresc să pună bazele unui învățământ dual. Învățământul dual este bazat pe parteneriat. Este vorba de un parteneriat între agenții economici din zona noastră și școlile de profil. Presupune o foarte bună calificare în zona practică și, bineînțeles, și o corelare foarte bună cu ceea ce înseamnă teoria domeniului respectiv. Deci, în cazul nostru, o îmbinare între experiență practică și experiență teoretică între școala Dr. Șenchea și Pro-Turism și agenții din Asociația Pro-Turism. La examenul de atestat s-au prezentat 17 elevi pentru certificatul de tehnician în turism și 16 elevi pentru certificatul de tehnician în activități economice.